Pas cu pas, degringolada și haosul au pus stăpânire în PNL Hunedoara. După demisia senatorului Vasilică Potecă și a 6 primari liberali, un alt senator de această dată din Valea Jiului a părăsit partidul. După 12 ani de activitate în PNL, Lucica Muntean și-a anunțat ieri, în plenul Parlamentului, demisia, acuzând conducerea liberală din județ și pe unii colegi de partid de acțiuni reprobabile la adresa sa. Lucica Muntean a declarat pentru Hunedoara 1 TV că își va continua activitatea ca senator dezafiat pentru a duce la bun sfârșit proiectele începute. Decizia mea de a demisiona din Partidul Național Liberal și de a rămâne senator neafiliat are la bază, în primul rând, modul în care am fost tratată de conducerea PNL Hunedoara de-a lungul celor 3 ani și jumătate de mandat, la care se adaugă derapajele anumitor membri de partid din ultimele săptămâni. După ce mi-am anunțat demisia în plenul Senatului, Partidul Național Liberal Hunedoara, într-o postare pe Facebook, recunoaște activitatea mea în domeniul legislativ, dar consideră false motivele pe care le-am invocat și pune în discuție activitatea mea din teritoriu, invitându-mă în același timp să plec și din Parlamentul României. Ca răspuns public la acuzațiile pe care le formulează, dorim să vă informăm că apreciem activitatea politică pe care doamna senator Muntean a desfășurat-o în Parlament. Din păcate, această activitate nu a fost dublată cu cea în teritoriu, iar acest lucru a avut la bază tocmai solicitarea expresă a doamnei Muntean, care în toată această perioadă a locuit în București, vizitând ocazional Valea Jiului. Menționează PNL Hunedoara pe pagina de Facebook a organizației. Pentru lămuririle necesare, în zilele următoare voi face o prezentare a activităților mele din teritoriu, a audiențelor pe care le-am avut cu cetățenii și a proiectelor pe care le-am inițiat pentru Valea Jiului, județul Hunedoara și nu numai. Consecventă parcă principiilor sale de înlăturare și a ultimului senator pe care îl mai are, aceeași conducere nu m-a informat că la Petroșani a fost desemnat un nou președinte de partid, respectiv un nou candidat pentru funcția de primar, dar mă responsabilizează prin membrii PNL de aici că nu particip la activitățile de precampanie și campanie electorală, neluând atitudine împotriva celor care, subliniez, au pus în discuție eventuala mea excludere din partid. Din aceste motive, după 12 ani de activitate politică, mă văd obligată să mă distanțez de cei care, privind spre viitor, au acordat VJ-ului 2 locuri neeligibile pe lista consilierilor județeni și prea puțină atenție dezvoltării durabile a acestei zone. Ca senator independent, pe baza contractului meu cu cetățenii din Valea Jiului și din județul Hunedoara, voi continua să susțin proiectele specifice ale văii și ale județului nostru și voi rămâne la fel de activă și implicată cum am fost de la preluarea mandatului, mulțumindu-le în felul acesta tuturor celor care m-au susținut. După alegerile parlamentare din 2020, PNL Hunedoara avea 2 senatori, pe Vasilică Potecă și Lucica Muntean, și un deputat, pe Vetuța Stănescu. Rămasă singură, se pare, în cursa pentru un loc eligibil la alegerile parlamentare din acest an.